Producătorii agricoli din țara noastră mai au în depozitele frigorifice cifra 1000 de tone de struguri. Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului Nicolae Ciubuc a declarat că stocurile ar putea fi epuizate până la sărbătorile de Paști. Datele au fost prezentate după ce Nicolae Ciubuc a solicitat o analiză a situației privind stocurile de struguri de masă aflate la păstrare în depozitele frigorifice din țară. Potrivit sursei, în primul trimestru al anului curent au fost exportate circa 19.000 de tone de struguri. Principalele destinațiile exportului de struguri au fost țările membre ale Uniunii Europene și CTI. Prețul de comercializare a strugurilor pe piețele străine a fost în mediu de circa 0,5 dolari. Pe piața internă au fost comercializate estimativ 100 de tone, a precizat ministrul. Cele mai mari volume de struguri la păstrare se află în raioanele Nisporen, Ialoveni, Cahul și Strășeni. De asemenea, o parte dintre struguri au fost livrați la procesare pentru producerea vinului, astfel patru unități vinicole din Cahul, Călăraș, Nisporin și Utaga Gauzia au acceptat să prelucreze circa 1200 de tone de struguri. Totodată, producătorii agricoli din țara noastră mai au la păstrare în frigidere circa 35.000 de, de tone de mere pentru a ajuta agricultorii să-și comercializeze produsele pe parcursul lunilor aprilie și mai în fiecare zi de sâmbătă pe strada Miron Costin din sectorul Rășcani al Capitalei, este organizat un iarmaroc agricol.